S-au lăudat pe internet cu miile de euro câștigate ilegal și au ajuns direct pe mâinile poliției. Liderii români ai unei rețele de prostituție care opera în Italia riscă ani de închisoare după ce s-au dat singuri de gol. Au postat pe internet imagini în care numără o sacoșă de bani. Intrați pe fir, carabinierii le-au dat de urmă și au descoperit că una dintre prostituatele pe care le vindeau poartă virusul HIV și pe cel al hepatitei C. Acum zeci de bărbați stau cu frica în sân că ar fi putut lua virusul. Auzi. Băgăm mâna în sacoșă. Tu pe care ești pentru că e de cine crezi că este așa ceva? Ha? Cine crezi că are așa ceva? Decât eu și cu Leo de la Sărhaceanu. Au. Bani, bani, bani. Sunt mii de euro în bagnote de 50. O avere într-o sacoșă de plastic. De fapt, profitul făcut în stradă de tinerele românce și italiene care își vând trupul. Unele sunt purtătoare de boli grave, chiar mortale. Dă-i și la dușman, dă-i! Dă-i mă, dă-i și pe jos! Am câștigat la bingo! În vârstă de 35 de ani, această femeie a fost depistată cu HIV și hepatita C. Dar asta nu a împiedicat-o să accepte să întrețină raporturi sexuale neprotejate cu clienții. A fost arestată alături de proxeneți în mai, însă confirmarea diagnosticului a venit abia acum. Poliția italiană îi sfătuiește pe toți cei care au apelat la serviciile ei să-și facă rapid un control medical. Ricordiamo che questa donna si è prostituita almeno fino al 3 di maggio, dopo è stata arrestata, e che le zone che frequentava erano quelle della stazione delle vie limitrofe. Rețeaua era afilată de anul trecut. Mai multe descindere au avut loc în orașul Pescara, iar anchetatorii din Italia au intrat în posesia mai multor imagini care acum sunt probă la dosar.